E o temă interesantă seara asta despre singurătate, cum putem să supraviețuim singurătății, dar aș vrea să vă citesc un text din Exod, capitolul 31, și pe urmă aș vrea să vedem din textul acesta și nu numai câteva lucruri foarte importante pentru viața noastră, cum putem să biruim singurătatea. Sunt câteva versete din ultimele cuvinte ale lui Moise, cel care a fost un mare lider, cel care, prin care Dumnezeu a eliberat poporul din robia egipteană. El e chemat de Domnul acasă și acum rămâne Iosua singur cu toată treaba asta și cu vreo 2 milioane și ceva de oameni nemulțumiți. Ce faci când rămâi aproape singur? Dar vedem noi imediat acum. Deuteronom 31:1. Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi, le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră. Și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul Dumnezeul tău va merge el însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. Domnul va face neamurilor acestora, cum a făcut lui Sihon și Og, împărații amoriților și țărilor lor pe care i-a nimicit. Domnul vi le va da în mână și le veți face după poruncile pe care vi le-am dat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Și acum foarte important versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Amin. Doamne, te rog să binecuvintez acest cuvânt în inimile noastre, în viețile noastre și te rog, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi să-L trăim în viața noastră cu demnitate, să-L trăim cu bucurie. Ajută-ne, Doamne, să nu ne simțim niciodată, Doamne, abandonați. Și te rog să ne atingi Tu ochii, să vedem, Doamne, cât de binecuvântați suntem, să Te vedem pe Tine la lucru și în viața noastră în fiecare zi. Amin. Vă invit să vă reașezați. În seara asta despre singurătate spuneam și un lucru foarte important încă de la început. Aș vrea să facem o diferență mare între a fi singur și a fi singuratic. E o mare diferență între terminologie, dar nu doar în terminologie, și în sensul acestor cuvinte. Când vorbim despre singurătate, vorbim despre un lucru, dacă vreți, negativ, un lucru în care ne simțim abandonați, un lucru în care nu ne simțim și un moment în care ne simțim ineficienți. Când vorbim despre acea singurătate, ești doar tu în mijlocul mulțimii. Doar tu, dar nu ești singur. Cel puțin cu problemele tale ești acolo. Și cu gândurile care se derulează așa ca o casetă în mintea noastră, și parcă singurătatea asta prinde contur din ce în ce mai mult în societatea noastră, în trăirile pe care le avem. De partea cealaltă, a fi solitar, a fi singur, înseamnă doar a te retrage din mulțime și a fi singur din punct de vedere fizic. Pentru că, dacă îmi permite singurătatea, e o stare emoțională. A fi singur, dacă vreți, o atitudine și o stare fizică. Dacă ne uităm în jurul nostru, spuneam că parcă societatea asta acaparează din ce în ce mai mult vis-a-vis de singurătate. De asta oarecum vrem să fim din ce în ce mai remarcați, mai văzuți, prea văzuți, chiar prea văzuți, pentru că de fapt suntem singuri. Prietenii pe care avem pe social media sunt numai prieteni de acolo, dar noi avem nevoie de prieteni în viața reală. Avem nevoie de lucruri foarte palpabile, pentru că, de fapt, singurătatea nu e o chestiune doar teoretică, nu doar să spui așa că te-ai trezit într-o dimineață și vrei să te simți singur, să stai și gata, acum mă simt o leacă singur, să fiu o victimă și toată lumea să apeleze la mine.
și toată lumea să vină spre mine, ci nu, e o realitate în care oamenii se simt din ce în ce mai singuri și spun, apelează nu doar în a se vedea, ci apelează la tot felul de soluții care ne fac mai singuri. Soluții care, de fapt, ne duc într-o singurătate cronică. Nu știu dacă ați observat, oamenii nu mai pot, parcă nu mai au curajul să riște, oamenii nu mai au curajul să creadă, oamenii nu mai au curajul să-L pună, dacă îmi permiteți, pe Dumnezeu la încercare și nu numai, ci și viața lor. De fapt, e un blocaj în care, repet, e aceeași casetă care se derulează a singurătății noastre. Vorbești cu oameni de la toate categoriile de vârstă și oamenii vin și spun nu mai pot, nu mai știu, parcă nici nu mai vreau și îmbătrânim prea devreme. E o generație interesantă, generația noastră, în care la 20 și un pic de ani, când ar trebui să zbori, suntem din ce în ce mai depresivi. Ne ducem din ce în ce mai, dacă vreți, într-o zonă extrem de periculoasă, pentru că singurătatea nu vine doar cu o stare emoțională. Gata, mă simt singur și asta mă duce într-o zonă, repet, de victimă și oamenii se uită la mine. Ci nu, de fapt, singurătatea asta îmi blochează mie, de fapt, ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca și dar. Nu mai cred în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine și face pentru mine în fiecare zi. Nu mă văd binecuvântat. Avem noi un slogan tare fain, nu-i fain numai așa de zis, dar e mai greu de împlinit, să-ți numeri binecuvântările. Nu mai vezi, de fapt, numai ce nu ai decât ceea ce ai. Și apropo, cu asta dați-mi voie să fac o paranteză, deschid paranteză acum. Înainte să-i cer ceva lui Dumnezeu în rugăciune, mulțumește-i sau roagă-L să păstreze ce ai deja. Mulțumesc, amin. Chid paranteza, mergem mai departe. Nu știu, mi-a rămas acum cu paranteza asta. Foarte important, când vorbim de singurătate, nu doar că ne blocăm noi ca dar, nu mai sunt eficienți. Nu mai suntem eficienți. Dar de fapt îl și excludem pe Dumnezeu din ecuație. Omul singur dă vina pe toată lumea, doar mai puțin pe el. Omul singur începe să dea vina de la Dumnezeu în jos și de la jos în sus până la Dumnezeu. Toată lumea devine, de la sistem până la președinte, Dumnezeu și așa mai departe. Dar îți câțiva pași care ne duc în singurătate. Îți câteva, dacă vreți, nevegheri, o serie de nevegheri din viața noastră că ne aduce într-o stare de genul ăsta. Într-adevăr, consecințele sunt mai ușor de caracterizat decât de definit. Pentru că vorbim de la depresie, anxietate, până la oameni care nu mai au sens și nu mai doresc să trăiască a doua zi. Credeți-mă, ca și pastor, întâlnesc de fiecare dată oameni care sunt blocați când vorbim de singurătate, care orice le zice, orice îi face, dacă nu există o intervenție divină. Și în perioada aceasta mă rog cu cineva de genul ăsta, un frate care trece prin o perioadă grea, dincolo de psiholog, dincolo de psiatru, dincolo de tot ajutorul ăsta ca oameni, credeți-mă, e un blocaj prea mare, prea adânc și prea spiritual, dacă îmi permiteți expresia asta, ca el să fie rezolvat doar cu trei pași spre eliberare. Sau mai nu știu ce. E o luptă ca să poți să visezi din nou. E o luptă ca să crezi din nou. E o luptă ca să-ți dorești să visezi din nou. Problema e că nu doar că nu poți. Problema, dacă îmi permiteți, nu mai vrei să poți. Nu știu dacă ți-a vrut vreodată sentimentul ăsta. Mă gândesc că l-ați avut. Poate nu chiar de cronic. De singurătate încât te simți animă nu în mijlocul tuturor. Te simți în familie, dar nu de acasă. Te simți între prieteni, ești și tu acolo, mânci și tu o leacă de pizza împreună cu ei, dar n-ai nicio treabă. Nu știu dacă ți-a avut experiența asta de a sta doar la masă cu cineva, dar fără să-l cunoști, chiar dacă e din familia ta, pentru că tu rămâi cu mintea ta, rămâi cu blocajul tău, rămâi, dacă vreți, într-un colț a vieții în care nu mai vrei să riști, nu mai vrei să cunoști pe nimeni. Și acum, cum ajungem aici? Sunt câteva lucruri, spuneam, nevegheri din viața noastră, pentru că e important să dăm, dacă vreți, caseta un pic în spate și să vedem că, de fapt, sunt câțiva martori care ne arată că și noi suntem... Am făcut și noi câțiva pași greșiți, nu numai alții.
Și primul pas e că n-am înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru noi. N-am înțeles și acum vreau să fiu foarte onest cu voi și direct. Noi ca oameni nu trăim pentru noi, ca și creștini, da? Nu trăim pentru noi, ci trăim pentru Dumnezeu. Și asta sună fain, e predicatoricez, mâini pe sus, predare, tot ce vreți voi. Dar când ieșim afară, dacă Dumnezeu ar fi să ne spună, dacă nu mai trăiești pentru tine, trăiești pentru mine și ăsta e prețul, asta trebuie să faci. Nu știu câți dintre noi am fi gata să plătim, ați înțeles ideea? Să plătești cu adevărat prețul statutului pe care l-ai. Adică trebuie să muncim, să slujim ca robi, dar trebuie să trăim ca fii. Nu poți să fiu un fiu al lui Dumnezeu și să fiu un cerșetor în rugăciune. Nu am cum. E altceva. Și aici nu vorbim de ce rostesc eu, ci de fapt ce se întâmplă mine. În autoritatea pe care o am, în ceea ce sunt eu în Hristos. Mă, oameni buni, noi am uitat de la momentul mântuirii noastre și extrem de important, chiar dacă pare doctrinar asta, chiar dacă pare plictisitor asta, dar asta e revelator și vindecător pentru viața noastră să știm de fapt cine suntem noi în Hristos. Dacă nu știi cine ești în Hristos, cauți în toate gardurile, peste tot, să vezi cine ești. Să te identifici odată cu munca, să te identifici cu ceilalți, cu prietenii pe care ai, să te identifici cu ce ai și cu ce nu ai. Cu ce mașină parchezi, ce casă te așteaptă și așa mai departe. De fapt, cine suntem noi în Hristos, aia ne definește, fie că vrem, fie că nu vrem. În momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, suntem o făptură nouă, amin? Mulțumesc, Doamne puternic, amin? Amin. Avem o identitate nouă. Noi suntem altcineva, până nu mai ne definește ce definesc pe toți ceilalți. Și nu de nevegheri, dacă vreți, dacă e să o bifăm acolo, e că de fapt am pierdut răspunsul acesta la întrebarea aceasta a sufletului nostru, cine sunt eu în Hristos? Numărul 2. Ajungem să nu veghem la relațiile pe care le avem în jurul nostru. E foarte important să fim oameni undeva echilibrați și vreau să-mi argumentez ideea aceasta de echilibru. Va trebui să fim oameni care să ucenicizăm întotdeauna pe cineva și să fim ucenicizați de cineva întotdeauna. Deci trebuie să fie cineva pe care tu l-ajuți și în viața ta trebuie să fie cineva care te ajută. Amin? Amin. Sunteți de acord cu mine? Clipiți mai des, să văd dacă da. E adevărat sau nu? Trebuie să ajungem la nivelul acesta încât să ajut pe cineva, să dau. Nu doar țin pentru mine, pentru că la un moment dat, dacă țin doar pentru mine, înnebunesc și cred că eu sunt cel mai tare. Și doar eu știu. Dacă nu mă ajută cineva, dacă nu trăiesc în sub autoritatea, dacă vreți, mărturisirii cuiva, să aibă cineva grijă de inima ta. Nu vorbesc de bani aici, nu vorbesc de cineva care să te ajute să te ducă la școală, să te aducă de la școală înapoi. N-ai nevoie de un om care să te ducă. Nu, ai nevoie de cineva să aibă grijă de inima ta. Dragilor, pe noi întotdeauna ne judecăm după motivații și pe alții după fapte. Suntem subiectivi cu noi. De aceea eu vă recomand să luăm, dacă vreți, această poziție sau acest lucru bun din Biserica Ortodoxă de a avea un duhovnic. Și duhovnic nu neapărat un păstor, nu neapărat cineva în rang, dacă vreți, ierarhic bisericesc, eclesial. Ci întrebarea, dacă n-are cineva grijă de inima ta, ascultă-mă, o pierzi. Și o să spui, frate, are Domnul. Da, da, Domnul prin cineva. Ascultă-mă ce zic, crede-mă. Fă-ți rost de un om, de oameni, care să te ajute, de la care să înveți și care să te ajute ca inima ta să n-aibă idoli, ci inima ta să-L aibă pe Dumnezeu. Și închinarea vieții tale. Și nu vorbim de o închinare doar ce rostesc, ci ce trăiesc. Și vorbesc de o închinare a inimii mele. Nu uitați ideea asta. Cine are grijă de inima ta? Am ajuns singuri, singuratici, pentru că nu mai știm cine suntem în Hristos. Am ajuns singuratici pentru că am avut relații toxice lângă noi. Chiar bisericești, aparent. Dar relații care nu ne-au dus înspre Hristos, ci l-au luat pe Hristos din noi, de lângă noi. Și de aici vin dezamăgiri, supărări și lanțul e lung. Lanțul ăsta cu care ne înfășurăm, așa-i? Nu uitați clipitul, așa-i? Să vi s-a întâmplat, așa-i?
Găsim în jurul nostru oameni care ne vor atât de mult binele cât ne zăpăcesc. Uitați-vă ce oameni așezați lângă voi, lângă inima voastră. Numărul 3. Identitate în Hristos, oameni cu care ne raportăm și foarte important să veghem la ce ne cheamă Hristos să facem. Nu doar cine suntem, ce trebuie să facem noi. Pentru că cele mai mari probleme le avem atunci când avem mintea odihnită. Cele mai mari probleme le ai atunci când nu știi ce să faci. Atunci te apucă nebuniile, atunci te apucă dependențele, atunci te apucă tot felul de filme, tot felul de scenarii pe care le faci, că nu știu cine s-a uitat la tine, nu știu cum. În fine, scenariști de filme, telenovele, filme coreene. Extrem de important să-ți dai de lucru. Pentru că în momentul în care ai mintea ocupată, nu mai ai minte pentru prostii. Corect sau nu? Oameni buni, dacă ești obosit, hai vorbim fizic acum, dacă ești obosit fizic, nu mai ai chef când ajungi acasă, nu mai ai chef să fugi în jurul blocului, nu? Ești obosit, abia aștept să te așezi. Știți care e problema pe care o avem ca și creștini astăzi? Că nu ne mai așezăm. Nici în Hristos și nici în lucrarea Lui. Pentru că nu e totul doar să faci ceva aici pe scenă, să te ții de un microfon sau să mai faci ceva până la biserică, să dea bine. E important ca inima noastră, viața noastră să fie așezată în Hristos. Amin, fraților. Când ne așezăm în Hristos, trăiește El în noi și în momentul ăla slujesc, în momentul ăla fac, în momentul ăla mă implic. Redescoper, ascultați-mă, cum redescoper pe Hristos, sau dacă îmi permiteți, îl descoper pe Hristos în slujire, nu o să-L descoper nicăieri în altă parte. Imediat după părtășia pe care ai tu intimă cu El, slujirea e, dacă vreți, pilonul numărul 2, care ne ajută să vedem cine este Hristos și să vezi puterea Lui în slujire. Am pierdut și am devenit singuri pentru că n-am mai slujit Lui Dumnezeu, virgulă Lui Dumnezeu. Și acum vă spun ce am vrut să zic cu treaba asta. Cuiva tot am slujit, ascultați-mă ce vă zic. Cuiva tot ne închinăm. Dacă nu o faci Lui Dumnezeu, o faci altuia, corect? Nu uitați de, da? Sunteți cu mine seara asta. Deci, dacă nu te închini Lui Dumnezeu, cuiva tot te închine. Ascultă-mă ce zic. Noi suntem ființe create de Dumnezeu să aducem închinare. Închinători, dacă vreți. Bătălia e nu dacă mă închin sau nu. Bătălia cui mă închin. Am zis doar trei, așa. Sunt mult mai multe momente în care dacă nu veghem în viața noastră, părtășia noastră zilnică, trăirea noastră în sfințenie, lipsa compromisului din viața noastră, sunt o groază de alte lucruri. Dacă nu reușim să veghem în disciplinele spirituale, în viața noastră, ne duce într-o zonă a singurătății. Ne duce într-o zonă în care, de fapt, L-am pierdut noi pe Dumnezeu, dar nu Dumnezeu nu ne-a pierdut pe noi. Aici e foarte important. Singurătatea te face pe tine să faci pași în spate, nu Dumnezeu să îndepărtează de tine. Nu uita asta. Că extrem de important pentru ce urmează. Singurătatea nu... E ca și cum stai valiza în gară, că o valiză în gară și o pleca trenul, a plecat Domnul de lângă tine și gata. Nu, nu. De fapt, tu ești cel care nu stai. Tu ești cel care faci pași în spate. Tu ești cel care nu mai crezi, nu mai te implici. Și am devenit atât de sensibili. Foarte sensibili am devenit. Eu ca pastor, dacă mă duc la oameni acasă, eu sunt mai spontan așa de felul meu. Mai așa e felul meu. Mai atipic. Eu nu prea sunt pe oameni cu o săptămână înainte. Vezi că ajung la tine, mă duc direct. Vezi că ajung. Am ajuns. Sunt în fața casei. Și oamenii... nu, dacă trebuie să faci așa și trebuie să fac curat. Nu mă duc să văd praful tău de acasă. Eu am venit să mă rog cu tine, atât. Eu nu intru în toată casa. Nu trebuie să mă prezinț. N-am nevoie de asta. Că mă subestimez. Nu vreau să mă duc să văd ce ai tu. Important să văd ce nevoie ai tu. Și am devenit atât de sensibili astăzi ca și generație în care parcă nu mai primim de la nimeni și nimic. Și de ce, oameni buni?
Nu pentru că oamenii sunt răi, nu pentru că cei care vor să ne spună ceva, vor să ne spună ceva oarecum nepotrivit, ci ne place în singurătatea noastră. Ne place acolo, departe. Doar noi, cu problema mea, cu necazul meu, și credeți-mă, cunosc o groază de oameni care nu se pot ierta pe ei, nu pot ierta pe alții, nu pot să înghită pe alții, nici n-au cum, nu pot să accepte realitatea în care sunt, ci merg cu nemulțumire mai departe, dar ei cred că merg, de fapt, merg în spate. Asta e ce înseamnă cu adevărat să mergi într-o zonă a singurătății, dar când vorbim de solitaritate, când vorbim de a fi singur din punct de vedere fizic, asta e varianta cea mai bună. Pentru că Dumnezeu întotdeauna nu o să fugă după noi pe nu știu pe unde, ca și după fiul risipitor, nu o să fugă de pe el până țara îndepărtată. Și ce face Dumnezeu? Te așteaptă. Și unde te așteaptă Dumnezeu? La intersecția aia de drumuri în care tu ai mers în dreapta și Dumnezeu te-a așteptat că vrea să, să meargă cu tine în stânga. Aduceți-vă aminte de Samson, de exemplu. Trăiește omul ăsta o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Omul ăsta e o binecuvântare, e un judecător, un om care trebuia să despartă între rău și bine, între păcat și sfințenie. Un om care, la un moment dat, se depărtează și întinde corzile astea, dacă vreți. Și omul acesta coboară la Timna, în Valea Sorec, în Valea, la Gaza, coboară în cetățile astea, păcătuiește. Știți unde l-a așteptat Dumnezeu? În termenii și limitele lui Dumnezeu. Omul ăsta când moare la sfârșitul vieții lui, au venit familia lui și i-au luat trupul și l-au îngropat din nou în limitele în care n-a putut trăi niciodată. Asta face Dumnezeu cu noi și de asta uneori, în mintea noastră, ajungem să credem că suntem singuri, ca să-ți întorci odată pentru totdeauna privirile și în sus. Și îngăduie Dumnezeu momente astea mai dureroase în viața noastră, și de ce? E ca și cu ridicatul bărbiei în sus, în care Dumnezeu te cheamă să te uiți la El. Și vreau să spun o mare realitate aici, Dumnezeu întotdeauna a fost acolo. Și după acolo ăsta pune virgulă și pune ce vrei tu. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a fost acolo. Nu uita, eu am plecat din prezența Lui, nu El a plecat din prezența mea. Dumnezeu ne-a acceptat și ne acceptă pe fiecare așa cum suntem și nu ne lasă cum suntem, ci schimbă noi, ne transformă în fiecare zi. Dar pentru asta va trebui să recunosc, nu că trăiesc singurătatea, ci că am nevoie de El, ci trăiesc singur și am nevoie de atingerea Lui Dumnezeu în viața mea. E momentul în care Dumnezeu te scoate din zgomotul gândurilor tale, te scoate din zgomotul minții tale, din frământările pe care le ai, din zgomotul vieții pe care o ai, te scoate Dumnezeu ca să stea de vorbă cu tine. Dumnezeu nu o să-ți vorbească dacă toată ziua stai cu căștile pe urechi. Dumnezeu nu o să-ți vorbească în zgomotul pe care îl avem în viața noastră și Dumnezeu strigă mai tare, nu, e un susur blând și dacă vrei să te apropii de El, te apropii în termenii Lui. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, va trebui să lași pe toți ceilalți deoparte și să ai de vorbă doar cu Dumnezeu. Nu poți să mergi la Dumnezeu și spui ca și cu băutul de cafea. Acum, vezi, hai bem o cafă, repede, pac. Doamne, vorbește în 3 minute că mă grăbesc prin tramvaiul. Dacă nu pierd pe firobuzul de 14, nu mai ajung. Așa, Doamne, zâmb repede ca să am și eu ceva de la ce mă gândi toată ziua și mărta pe nu, oameni buni. Vorbim de așezare în prezența lui Dumnezeu. Și când înțeleg lucrul ăsta, îmi dau seama că El, Dumnezeu, mă duce într-o zonă a singurătății, a fi singur, repet, din punct de vedere fizic, nu a sentimentelor mele, ca să poată să stea de vorbă cu mine. Dumnezeu îl ia pe Moise și o duce pe munte ca să-i dea legile, corect? Nu uitați, da? Dumnezeu mă ia din zgomotul vieții mele ca să-mi vorbească. De ce credeți că Biblia vorbește despre o cămăruță? Ca să nu mai ai loc acolo în cămăruța aia nici de televizor, nici de telefon, nici de altele. Acolo ai nevoie doar de El. Pentru că din cămăruța aia va trebui să iei schimbat. Și să mai spun un lucru extrem de important acum. Tot ce se întâmplă în afara cămăruței va depinde de ce se întâmplă în cămăruță. Ascultați-mă ce vă zic. Repet. Tot ce se întâmplă în afara cămăruței va depinde de ce se întâmplă în interior. Dacă acolo, în interiorul cămărâții vieții noastre cu Hristos, suntem falimentari, ascultați-mă, credeți-mă, în afară e doar o chestiune de timp până când falimentul va fi vizibil în viața noastră. Dar dacă acolo ești biruitor, crede-mă că nimeni și nimic nu poate să-L împiedice pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Ascultă-mă ce zic.
Și din nou revenim la singurătate și la a fi singur. Diferența între cele două. Și ce e mai greu? E să intri în cămăruță. E cel mai greu să rămâi doar tu cu Dumnezeu. Ați observat că fugim de noi? Când porniți, dau un exemplu foarte simplu. Pornești mașină, dacă ai mașină. Dacă și pe bicicletă, e aceeași poveste. Când intri în mașină, ce facem prima dată? Înainte aproape să dai contactul, să pornești, pornești radio, că străbă ceva în fundal. Vezi să mergi cu bicicleta, măcar să auzi și tu cum se ceartă oamenii pe stradă. Să vezi oamenii pe stradă, să-i vezi. Căști în urechi, doale mari, trebuie să meargă. Bine, alții au varianta cu boxe live, ăștia îmi plac cei mai mult. Îi pun GPL-ul pe biță și acolo e live pentru toată lumea. Ăștia sunt mai deosebiți. Oameni buni, fugim de noi. Ascultați-mă, credeți-mă. Fugim de a ne privi în oglindă. Cu atât mai mult pe Dumnezeu. Pentru că atunci când îl chembă Dumnezeu în viața ta, prima dată face curățenie. Și după aia te umple de Duhului cel Sfânt. Și după aia îți spune de fapt cum ești tu. Și s-ar putea să iubești prea mult lucrurile care Dumnezeu n-ar trebui, pe care Dumnezeu vrea să le scoată afară din viața ta. Și aici e un conflict de interese. Și aici e prețul pe care trebuie să-l plătim. Că de ridicat de mâini în biserici și suntem meseriași toți, seri lacrimogene, suntem destul. Ascultați-mă. Dumnezeu vrea cu adevărat o schimbare a inimii mele. Și te duci într-o zonă. Și acum spun un lucru care nu o să vă convină. Ne iubește Dumnezeu atât de mult, încât uneori și forțat. Și metoda e diversă. Forțat te scoate și te pune singur. Ascultă-mă ce zic. Sau ești dezamăgit de nu mai vin să vezi pe nimeni și atunci numai bun ești de Dumnezeu. Deci numai bun să-ți vorbească. Abia atunci îl auzi pe Dumnezeu. Până atunci auzi pe toți și pe toate. Sau te ia Dumnezeu și îți dă numai așa un junghi. Nu-ți trebuie mai mult. Numai așa un junghi, să stai tăsut și toată ziua un pic, câteva zile. Să vezi cum strigi la Dumnezeu. Și ce ducem noi cu noi în spital, primul lucru? Vă garant, știți foarte bine. Biblia. Avea un loc atunci în boșetă pătre. Până atunci și până pe telefon Biblia. Dintr-o dată apare fizic. N-ați observat asta. Să știți că spitalele cele mai mari catedrale din lumea asta, să știți, toată lumea se roagă acolo. Și când ajungi acolo și te rogi pentru cineva, îi întreb, poți să mă rog pentru și dumneavoastră, nu? Că așa e cu bun simț, nu? Nu contează că e baptist, ortodox, catolic, ce vrei tu? Tăți, ba, și pentru mine. Roagă-te, numai să mă vindece Dumnezeu tău. Să zice omul, numai să te rogi pentru acolo, ne putem ruga toți împreună. Așa e? Când ne putem ruga. Acolo e adevărata catedrală. Bun. Oameni buni, să vedem câteva lucruri foarte practice în seara asta și mă opresc imediat. Cum putem să scăpăm de sentimentul ăsta de singurătate? Nu uitați, a fi singur, a fi solitar cu Dumnezeu, e salvarea vieții noastre. Și faceți-vă timp de timpul ăsta. Faceți-vă rost de timpul ăsta. Tăiați de la toate și la toți, dar faceți-vă timp. Pentru că niciodată nu poți să dai cuiva ceea ce nu ai. N-ai experimentat tu. Ascultați-mă. Nu poți să dai copiilor tăi ceea ce tu n-ai trăit. În rest, e doar o teorie pură. Cărți scrise. Și cam atât. Oamenii au nevoie din partea noastră ca și creștini. Că ei chiar ne cred pe cuvânt că noi suntem bocăiți. Credeți-mă. Ei au nevoie să vadă că noi chiar am vorbit cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să se întrebe, mă, ce ți-a vorbit Dumnezeu ție astăzi? Nu poți să mă uită cu Ioan 3 cu 16 de fiecare dată. Că Dumnezeu îți mai vorbește și altceva. Înțelegeți? Faceți-vă rost timp de timpul ăsta. Dar revenim din nou la ce facem cu singurătatea aia. Cu momentul ăla în care noi ne simțim abandonați, ne simțim, dacă vreți, depășiți. Ce facem într-un mod foarte practic? Câteva lucruri fugitiv. Primul din ele va trebui să scăpăm de amărăciuni. Va trebui să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu face și ceea ce Dumnezeu este. Ca un Dumnezeu suveran. Unul din idolii pe care le avem în inima noastră când vorbim despre singurătate este amărăciunea. Când e singur, imediat punctul numărul 2, îți vine acolo și spune, bă, uite, ăsta are, face și așa mai. Eu numai eu nu pot. Eu nu am putut, nu știu, nu. Înțelegeți? Imediat ajungi și te demoralizezi. Te amărăști. Ți se posomorăște fața. Nu-ți mai bun de nimic. Nu știu. N-arat bine. Era zic acum că-s mai, nu știu cum, mai nu știu. Mă opresc. Nu dau exemple.
Și uităm în oglinda asta fizică și ne vedem nu știu cum. Și noi niciodată, nu o să mă mări niciodată, nu o să mă însor niciodată, nu o să mai nu știu ce. Și asta vine ca un fundal amărăciunii pe fondul singurătății. Va trebui să scap de asta. Și cum scăpăm de asta? E că venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și spui, Doamne, asta îs. Mi ciudă pe cutare, nu pot să mă uit la cutare. Spune-i sincer, mă, fraților. Degeaba uneori și pe noi ne mințim singuri, îi mințim și pe alții că totul e bine, nu? Nu e bine deloc. Nu încerca să-L mințiți pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne cunoaște mai mult decât am vrea noi să ne cunoască, credeți-mă. Mă gând, mai mult decât ai vrea să te cunoască, te cunoaște. Măcar lui să vii și spui, Doamne, mă simt, asta plină inima mea, neagră inima mea, frate. Neagră! Doamne, n-ai vrea tu să faci inima mea schimbată un picuț? N-ai vrea tu să te ocupi un pic de inima mea? Dar spune asta lui Dumnezeu. Cum scăpăm de amărăciune venind în Lui Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta azi. Nu vreau să cosmetizez lucrurile, nu vreau să aranjez lucrurile, nu vreau să spun că aranjez așa de bine, nu. Doamne, ăsta azi și am nevoie de schimbarea Ta. Am nevoie să mă schimb Tu. Doamne, îți bârfitor, îți invidios, îți cum îți, Doamne, dar am nevoie să mă schimbi. Am nevoie să mă transformi. Am încercat cu toate și nu am mers, dar am nevoie. Apoi înțelege durerea celorlalți. Fii empatic, fii un om care să te apropii de ceilalți, fă invitații, dă telefoane, fii creativ, fii, dacă vreți, proactiv. Fă ceva, nu sta doar să-ți plângi de milă. Uneori cel mai bine e să dormi, dar nu prea mult. Aduceți-vă aminte de Ilie după Carmel, ăsta victorios, foc din cer. Știți care era supărarea lui? Că a rămas, cum a rămas? În mintea lui. A rămas singur, nu? Și Domnul o zonă, culcă-te o leacă și după aia vezi lucrurile altfel. Ascultați-mă, uneori somnul pare cel mai spiritual lucru și poate fi un cel mai spiritual lucru. Dar nu ăsta îndelungat. Ce așa e cu limite. Știți dumneavoastră cum ce zic. Ieșitul la aer, oamenii, ieșiți afară. Respirați. Vedeți că e primăvară, că e toamnă, că e vară, că e iarnă. Că trec peste noi timpurile și anii și habar n-avem și n-am văzut nimic. Ieșiți la aer să vă faceți vitamina D. Habar n-am. Vă întâlniți cu soarele, nu știu, dar ieșiți afară. Facem ceva activ. Cu cât stăm mai mult să ne plângem și să ne lingem rănile, nu o să câștigăm nimic, ci o să ne ducem din ce în ce mai jos. Din ce în ce mai jos. Fii un om care să chem pe alții la tine acasă. Nu te cheamă nimeni, nu contează. Chem după ei la tine. Păi după ce chem de vreo 10 ori, te cheamă și pe tine odată. Păi și din bun simț te cheamă. Măcar ai motiv să faci curat dacă știi că vine cineva la tine acasă. Uite, vii mai activ. Mă, nu mai poți, mai vine cineva, nu vezi că nu încap, mai scos de lucruri afară, sunt prea multe. Să aerisești casa, viața, mintea, sufletul. Dar oameni buni, hai să facem ceva concret. Că de teorie suntem plini toți. Să lucrezi la biserică, nu știi, ești băgător de seamă, du-te acolo și de asta ai nevoie. Ții de boloboc, nu știi, stai lângă el, nu știu, dai la mână, vorbești, citești Biblia lângă cei care lucru, dar faci ceva. Nu fiți oameni care să stăm doar în cochilia noastră. Credeți-mă, nu rezolvăm nimic. Și nu o să se rezolve nimic. Scapă la nivelul minții tale și inimii tale de mărăciune. Când vorbesc de judecata față de ceilalți, doi, fă pași concreți înspre soluție. Fii om care să activezi niște lucruri, fă ceva. Ajută pe cineva. Fă cumpărături la cineva. Sunt atâtea și atâtea oportunități. Apoi, vă mai spun încă două. Mult mai multe. Apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Și aici un lucru extrem de important. Nu citiți toată Biblia într-o zi, ci citiți Biblia în fiecare zi. Știi cum e asta? Gata, avem nevoie de Dumnezeu, băgăm 15-20 de capitole și acum credem dintr-o dată că după ce am citit noi 20 de capitole, Domnul e obligat ca să ne facă să ne simțim și noi mai bine. Ați văzut că e foarte important, mi-aleg cuvintele, să ne simțim, că totul e doar de sentimentele noastre. Ei, Biblia te coboară un pic și în Biblie te regăsești. Pe fiecare pagină, dacă vreți, în cartea asta, ne regăsim fiecare dintre noi. Și dacă face ceva Biblia în noi, aduce un bun simț.
în relații, în relația noastră cu Dumnezeu, în relația cu noi înșine, în relația cu ceilalți, în ceea ce facem în fiecare zi. Unul din beneficiile citirii zilnice a Bibliei, dar într-un mod serios, dar nu bifez numai acolo, așa ca pe ziar, și chiar citești, ești prezent acolo. Închizi tot ceilalți vrăjmași, telefon, pe toți, îi dai la o parte. Băi, când citești, citești, nu? Ești om hotărât. Când citiți, vă notați ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, ascultă-mă. Unul din beneficii e bunul simț. Nu mai vezi oamenii cum i-ai văzut până atunci, nici situații, nici lucruri, și nici războiul din Ucraina cu Rusia nu mai vezi. Nu-i tot apocaliptic. Vezi lucrurile altfel. Pentru că una din beneficii e acel bun simț în care te așezi în prezența lui Dumnezeu. Fiți oameni care să vă biblicizați viața. Nu o să vă vină tot timpul să faceți asta. Dar vreau să vă spun că după ce citești de 42 săptămâni Biblia în fiecare zi, după aia nu o să mai poți să nu citești în fiecare zi. Dacă nu mă credeți, încercați acasă. Și închei cu un gând. Predă-ți inima Mântuitorului tău. Și revin cum am început. Totul e o chestiune de inimă. Ascultați-vă. Când am vorbit de predatul inimii, predă-ți sentimentele spunându-i ceea ce simți, ceea ce-ți dorești, cum te vezi tu, roagă să-ți atingă ochii să te vezi cum te vede El, să fii un om care atât de aproape de Hristos, atât de aproape de El, încât chiar trăind prin mreaja asta singurătății, să-L vezi că e cu tine acolo. Domnul i-a spus prin Moise lui Iosua și a spus, eu voi fi cu tine. Versetul 8. Eu voi fi. Nu o să trimit îngeri? Nu o să trimit pe... Nu, nu, nu. Eu. Și ce ne scoate din starea asta e să ne atingă Dumnezeu inima și ochii, să vedem că El, Hristos, a fost acolo. Oameni buni, a fost acolo nu doar când ai cântat pe scenă, nu când ai băgat 3 zile de post în săptămâna aia, nu doar atunci când te-ai rugat și ai avut poziție de sfânt, nu doar atunci când ai citit Biblia în fiecare zi, ci Hristos a fost întotdeauna acolo. Singurătatea îi umbrește prezența Lui. Dar roagă-te să-ți atingă Dumnezeu ochii, să vezi că El nu te-a abandonat. Niciodată. Dar niciodată. Credeți-mă, extrem de important. Că de aici se poate rescrie povestea noastră. Și să vezi că Dumnezeu așteaptă să înceapă ceva nou cu tine. Cu mine, cu fiecare dintre noi. Și atunci nu mai dai vina că părinții divorțați, nu mai dai vina că nu ai, că n-ai făcut, că nu... Când începe El să opereze inima ta și viața ta, începe să vină viață în tine. Începi să vezi lucrurile altfel. Să-i vezi pe părinții altfel, slujire altfel și viața altfel. Adevărat? Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să ne rugăm în seara asta. Aș vrea să ne rugăm în șoaptă, fiecare dintre noi. Imposibil să nu fi avut un moment de singurătate. Dar roagă-te ca momentul ăsta de singurătate, chiar dacă răul ăsta pe care l-am experimentat, să-l experimentăm chiar acum. Și pentru asta poate fugim de relații, de prieteni, de provocări noi, de oportunități noi. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea acei ochi să-L vezi că e acolo lângă tine. Și dacă-L vezi că e lângă tine, transformă singurătatea asta ta în, dacă vreți, într-un moment intim doar tu cu El, în care te așezi pe șanțul vieții tale și spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai pot. N-am bani, n-am asta. Doamne, hai să vedem ce-i de făcut. De fiecare dată o să simți și ascultă-mă ce zic, de fiecare dată. Vei zic, ceea ce am mână, nu care te judecă, ceea ce am mână care te bate pe umăr și spune, hai să mergem împreună mai departe. Că ai ajuns aici în șanț, pentru că ai încercat că poți, tu singur că poți. Și nu putem. Dumnezeu e expert să facă din oameni care nu pot să facă nimic, să facă totul. Dumnezeu e Cel care te ridică, Dumnezeu e Cel care te ține ridicat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere fiecare dintre noi să avem momente acestea de intimitate doar noi și Hristos. Să redescoperim pe El frumusețea trăirii cu El
și ce are El să ne spună. Amin? Haideți să ne rugăm cu toții.